Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Stâlpii Societății. În această seară vom discuta despre un subiect foarte important și anume relațiile cu comunitățile românești din afara granițelor și această discuție o voi purta cu invitatul meu de astăzi, care iată că a trecut peste furtuna din această seară și a reușit să ajungă la noi în emisiune. Profitând de furtună, mă bucur că asta înseamnă că dumneavoastră sunteți în fața calculatoarelor și ne urmăriți cu foarte mare atenție, așa că aștept și întrebări pentru invitatul de astăzi, dacă o să aveți, sau poate chiar idei de proiecte pe care să le poată desfășura prin intermediul postului pe care îl ocupă, și anume acela de secretar de stat în cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni. Este vorba despre Slavik Sharamet. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Eu îți mulțumesc că ai reușit să ajungi, nu te-a speriat furtuna din seara asta, nu? A fost ok, am supraviețuit, încă începuse până am ajuns eu, dar a fost un fulger și câteva tunete destul de urâte. Sper eu că toată lumea este bine și să urmărească recomandările autorităților. Asta e foarte important, e bine să existe măsuri de precauție, deși am văzut că au fost foarte disputate aceste măsuri preventive de populație, în sensul în care unii l-au luat în derâdere, alții, nu e nimic rău să mai glumim din când în când, dar totuși trebuie să ne gândim la ce s-a întâmplat la Timișoara, unde chiar a fost un dezastru, și e bine că autoritățile iată că încearcă să preîntâmpine astfel de evenimente și să ne ajute să prevenim și noi, să ne protejăm cumva, practic. Eu cred că e un lucru bun. Eu și de profesie sunt medic-dentist și prevenția e un lucru foarte important în profesia dată. Și atunci, ca și autorități, trebuie să faci și aceste măsuri de prevenție, încerci să previi, încerci să spui, chiar dacă uneori nu poți să previi vremea, la ce oră va cadea primul strop sau nu. E mai rău atunci când nu le faci, cum s-a întâmplat sau când nu s-a întâmplat în județele mai din vestul României, și atunci eu cred că mai bine să fim mai mult în alertă și să luăm niște măsuri decât să fim surprinși sau să vină aceste calamități pe neprins de veste. Da, e foarte adevărat, însă nu despre vreme să vorbim în seara asta. Dacă știu eu bine, o să te rog pe tine pe parcurs să mă contrazici, pentru că tu cu siguranță ai date mai exacte decât cele pe care le am eu. Știu că în afara granițelor țării, în momentul de față, sunt în jur de 4 milioane de români. Cam acolo. Mai mult sau mai puțin, pe acolo. Mai mult decât... Comunitățile cele mai mari de români sunt în Italia, în Spania, în UK, și așa mai departe, în țările europene. Și după aia vorbim și de comunitățile istorice care sunt în jurul granițelor României. Dar cifra de 4 milioane este una aproximativ. Undeva anul trecut văzusem un sondaj, nu știu dacă mai e de actualitate, dar bănuiesc că nu s-a modificat foarte mult, care spunea ceva de genul că undeva la 17, mă rog, făcând o matematică simplă, probabil că pe acolo o să dea, undeva la 17% din populația României se află practic în afara granițelor țării și că numărul celor care emigrează crește de la an la an simțitor. Voi cum vedeți asta la minister? Pentru că e clar că aveți niște date mult mai concrete decât le putem avea noi citind diverse articole sau văzând la televizor, și chiar ar fi important să știm măcar aproximativ dacă ai niște cifre sau dacă poți să-mi spui dacă e pe acolo sau ne îndepărtăm de adevăr cu ceea ce am zis. Într-adevăr, există diferite sondaje și diferite statistici, dar niciuna din ele nu este o statistică foarte clară și foarte bine definită, pentru că până acum nu s-a făcut o cartografiere, un mapping clar, un studiu social clar al românilor plecați în afară, cât și al câți români vin sau se întorc în țară, pentru că e destul de greu. Știți foarte bine, românii noștri când pleacă nu anunță autoritățile locale de aici sau primăria mai exact sau orice autoritate publică. Dar n-ar fi rău să o facă. E foarte bine să facă, mai ales atunci când copiii acestor familii rămân aici. E foarte important să te duci să anunți la primărie, să spui că sunt plecat din țară și așa, și să-i lași un tutor acelui copil, pentru că
După aia, chiar dacă, de exemplu, un cazul, să ne imaginăm cazurile fericite, când acel copil învață foarte bine și vrea să trebuie să plece sau vrea să plece într-o altă localitate din România la un concurs de matematică, un concurs de orice, el are nevoie de acordul părinților. Sau în afara țării chiar. Sau în afara țării chiar. Părinții nefiind aici, el nu primește acel acord pentru a pleca la un lucru bun, benefic. Și dacă părintele a anunțat la primărie că există un tutor care poate să vină să dea acordul pentru ca acel copil să plece la acest concurs internațional, atunci da. Dacă nu, suferă copiii. Și tocmai de-aia este foarte important să anunțăm. Mai mult decât atât, recent s-a vehiculat în ce ține de mapping și de cartografiere, ca să nu trecem peste. Noi la Minister ne dorim foarte mult să facem un astfel de studiu, să facem un studiu general valabil pentru diaspora, în care să putem să venim cu niște date exacte în care să spunem că sunt atâția români plecați, sunt aceste nevoi în direcția, în zonele astea ale românilor noștri, sunt altele nevoile în alte zone și așa mai departe. Ca în funcție de nevoile care sunt, să putem și noi să facem lucrurile în direcția corectă și în direcția care trebuie. Chiar dacă recent noi am aprobat o strategie națională pe diaspora 2017-2020, am trecut-o și prin hotărâri de guvern, da? Un astfel de studiu ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Și să revin la partea cu anunțatul atunci când pleci din țară. Recent s-a vehiculat și cred că a fost mai mult o vehiculare în asta negativă pe net și un fel de news din astea mai fake, ca să zic așa, că românii vor fi taxați dacă nu își anunță plecarea sau nu atunci când pleacă din țară. De fapt, ce s-a întâmplat? Ministerul Finanțelor a vrut să facă un lucru bun, în sensul că să-i constrângă cumva să nici măcar să-i constrângă, să-i impulsioneze cetățeanul atunci când pleacă din țară, să anunțe că pleacă, ca să nu fie dublu impozitat. Să nu fie impozitat și în țara de reședință și aici. Da. Și aici. Da? E cumva bine pentru cetățeanul care pleacă. Da, că plătește într-un singur loc. Exact. Mai mult decât atât, în România, dacă tu stai în România și nu-ți declari venituri sau nu-ți plătești impozitele sau nu, da, tu primești amenzi de la 500 până la 1000 de lei. Care se adună în timp și exact. Te trezești peste câțiva ani. Pentru cetățenii care sunt plecați, s-a făcut o excepție. S-au făcut amenzi de la 50 până la 100 de lei, de 10 ori mai mici. Tocmai de aceea, pentru că nu se dorește să se aplice amenzile date sau nu se dorește să impovăreze pe oameni, da? Se dorește doar să fie ca un impuls. Pentru că dacă nici nu există acest impuls mic de 50-100 de lei, oamenii cu siguranță nu vor. Gândiți-vă că 50-100 de lei asta înseamnă câți euro? 10 euro, 11 euro, de la 11 până la 22 de euro. E o nimica toată pentru cetățeanul care primește 25, 30, 60 de euro pe zi în țările în care lucrează. Dar e o sumă modică în care noi, fix asta vrea să facă probabil Ministerul de Finanțe, în care să nu mai fie impozitați, dublu impozitați, și astfel încât și noi, la rândul nostru, să facem o statistică. Mai uite, atâția români sunt plecați acolo, atâția acolo, atâția acolo. Asta e foarte important și chiar e o măsură benefică și uite cum totuși autoritățile se gândesc la oamenii aceștia și încearcă să le faciliteze, chiar dacă poate nu le pot atinge nivelul de așteptări din punct de vedere financiar, că e clar că oamenii pleacă la mai bine, dar măcar încearcă să le mai reducă din cheltuieli dacă tot au plecat sau, nu știu, așa văd eu. Însă întrebarea e dacă oamenii știu toate lucrurile astea, că de exemplu eu nu știam că cei care pleacă beneficiază de o reducere de aproape 10% la taxele pe care trebuie să le plătească aici. Nu e vorba de reducere la taxele pe care le plătesc, e vorba de acele amenzi, că sunt mult mai mici. Amenzi, corect, dar așa. Ideea e că sunt foarte, într-adevăr, aici e de muncă, pentru că sunt foarte multe beneficii și pentru cei care se reîntorc în țară. Fie că vorbim de diferite programe desfășurate de către Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Ministerul nostru, fie că vorbim de prime de reîncadrare în câmpul muncii la neofemeuri și la AJOFM-urile din țară și la Ministerul Muncii în general. Știu că a fost și un coleg recent. Da, aici, a fost Adrian Rândunică, secretar de stat de la Bine, am vorbit despre pensii, ce-i drept. Are atribuțiile de pensii, da? Și ne-a ocupat tot timpul de emisie și tot n-am apucat să dezbatem. E foarte mult acolo, subiectul e foarte larg. Este și foarte greu, e o muncă foarte greu. Sunt foarte multe prime din asta de reîncadrare. Primești 900 de lei pe lună dacă te reîncadrezi în câmpul de muncă. Primești
nu știu cât... În afară de salariu. În afară de salariu. Mai primești o primă de relocare dacă te angajezi la mai mult de 50 de kilometri decât domiciliul pe care l-ai în buletin. Etc., etc., etc. Sunt lucruri de care ele sunt pe site-urile de specialitate, dar într-adevăr necesită o promovare mai bună. Și inclusiv pe palierul ăsta noi o să încercăm să facem lucrurile astfel încât românii să se întoarcă în țară, mai ales gândiți-vă că în 2019 o să se întâmple e procesul ăsta de Brexit care a început și care se va finaliza în 2019, fix când vom deține și noi președinția Uniunii Europene. Și atunci românii noștri din UK fie va fi clar legislația după care vor rămâne acolo, fie nu, dar eu sunt sigur că vor exista familii care vor dori să se întoarcă în țară, indiferent de statusul pe care îl vor primi post Brexit. Și atunci noi trebuie să fim ca și stat pregătiți ca cei români care se vor întoarce acasă să le oferim. Să da, oferim să-i putem reîncadra în timp util, exact, să fie în reîncadrați în piața muncii, să fie reîncadrați în societatea de aici, pentru că ei s-au învățat cu alte așa. Sunt românii noștri până la urmă. Da, este foarte adevărat și cred că ar putea fi o idee chiar să existe o discuție cu autoritățile locale, poate cu primarii, poate cu, chiar dacă e o muncă titanică, însă mă gândesc la oamenii care nu au acces la internet, mă gândesc la oamenii care sunt plecați în afara țării și pe ai căror copiii cresc bunicii. Mi-e greu să cred că bunica respectivă a copilului se va uita pe internet, pe site-ul Ministerului Românilor de Pretutindeni și va accesa dânsa acolo politicile pentru românii din afara granițelor țării și își va suna copiii și le va spune: uite, mamă, dacă vii în țară, primești nu știu câte sute de lei că ești reîncadrat în... Mi-e greu să cred, iartă-mă, dar mi-e foarte greu să cred. Aici e o chestiune... Adică mă gândesc că așa din grai în grai, vorba noastră, așa din popor, cred că s-ar putea duce mai bine. Adică mă gândesc că poate preotul, poate că până la urmă în mediul rural, că de acolo e migrația cea mai mare în afara granițelor țării, din ce știu eu, mă gândesc că la oamenii aceia poate ajunge informația mai ușor de la factorii principali, de la vectorii principali din comunitățile respective, de la primar, de la preot, de la polițistul local, care să le spună: uite, ai auzit că se face asta sau ai auzit că se întâmplă asta, pentru că trăim într-o era tehnologiei și probabil că așa și e la noi în țară, poate internetul chiar merge cel mai repede și cel mai bine, cum se spune, dar nu știu dacă, și cu siguranță încă nu are acces absolut toată lumea la ea. Știi că oamenii sunt foarte conectați. Într-adevăr, noi... Bine, am văzut și bunici cu Facebook. Deci... Exact. Noi, la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, inclusiv pentru că sunt foarte mulți români plecați acasă și o mare parte din ei vin în luna august în România, noi în august am desfășurat campania informare acasă, siguranță în lume. În sensul că ne-am dus în trei județe, am început cu trei județe din țară, împreună cu doamna ministru Andreea Păstărnac. Am fost în județele Botoșani, Suceava și Neamț și am făcut fix despre ce vorbeai tu mai devreme. Informare pe la firul ierbii. Exact. Da. Unde am fost invitați primari, am fost invitați cetățeni veniți din diaspora, am fost invitați români care au rude plecate în afară, da? Și le s-au oferit fix aceste informații ca ei mai departe să poată să transmită din gură în gură, cum da, spunem exact. Noi, informațiile date. Am avut un impact foarte bun campania dată și chiar dacă a fost un proiect pilot, da, a fost un proiect pilot, acum vrem să-l dezvoltăm și în celelalte județe din țară, pentru că vă spuneam la început, lumea este foarte conectată. Deci oamenii din românii noștri din diaspora, de unde, din țările lor de reședință actuale, urmăresc foarte bine ce se întâmplă acasă. Și sunt foarte bine conectați cu rudele de acasă. Vorbesc foarte mult, vorbesc constant în ziua și de astăzi. Și vedem rezultatul la vot, nu? Depinde, că a fost invers. Depinde cu care runde vorbesc. Ideea este că sunt conectați, fie că vorbim prin aplicațiile de telefonie, fie că vorbim prin aplicațiile de socializare. Deci știu ce se întâmplă și uneori... Asta e foarte bine. E foarte bine și tocmai de aia trebuie să mergem inclusiv în țară să facem aceste campanii de informare.
uneori ce se întâmplă cu cetățenii noștri este, și asta e cumva un paradox, s-au stabilit deja de mult timp în afară. Și eu, de exemplu, sunt împotrivă la... Nu-mi place să împart românii în românii de acasă, românii de aspoi. Nu, toți suntem români. Oriunde ne-am aflat. De pretutindeni. Că suntem în Botoșani, că suntem în Sicilia, că suntem oriunde, noi suntem români. Dar, de exemplu, românul nostru stă de câțiva mulți ani deja, 10 ani într-o țară. Într-o altă țară. Pe el deja votează acolo. Da? Are act acolo, are copii de reședință, la școală. Are copil, are tot. Și uneori ar trebui să se lupte pentru drepturile pe care ar trebui inclusiv noi de la minister să ne luptăm pentru drepturile lor pe care le au acolo, în țara de reședință. Sau mai al nostru să se lupte pentru să intereseze în cazul în care se lezează drepturile lor acolo. Să intervină. Să intervenim. Uneori, și foarte des de fapt, mai mult decât uneori, interesează mai mult ce se întâmplă în țară. Ce se întâmplă acasă, ce dacă e în regulă ceva în localitate, din casă, așa, chiar dacă nu are în plan să se întoarcă sau are în plan să se întoarcă, nu știe. Până la urmă e natural. Exact, e natural. Cred că e instinctual. Exact, nu spun în reavoință așa, doar o constat și e un lucru interesant de urmărit, e un lucru interesant și cu care noi suntem conștienți la minister că ne întâlnim. În același timp sunt cazuri de abuzuri în muncă, sunt cazuri de abuzuri în diferite forme. Dar care sunt drepturile pe care... E bine pentru cei care ne urmăresc acum să știe lucrurile astea. De exemplu, exact cum spuneai de drepturile celor care părăsesc țara la un moment dat din diferite motive, pentru studii, pentru muncă. Ce drepturi au aceștia? Au anumite drepturi din start în momentul în care se duc într-o altă Dacă țară? Dacă pleacă într-o țară europeană, cum este și din cadrul Uniunii Europene, cum este și România, sunt fix aceleași drepturi ca și în România. Drepturile cetățenilor europeni nu diferă absolut deloc. Au dreptul la un contract de muncă, au dreptul la 8 ore de muncă pe zi, au dreptul la... Deci funcționează după legislația europeană. După practic. Legislația europeană. Deci nu trebuie... Asta trebuie să știe. Și apoi, foarte evident, important. Trebuie să respecte legislația țării respective. Sigur, în care... Tot timpul. Trebuie să respecte legislația locuiesc. Țării de reședință, cu siguranță. Nu te duci într-o țară să încalci legile acelei țări. Așa e de preferat, nu? Da, și atunci să știți că românii noștri sunt în principal, în majoritatea cazurilor, o minoritate în țările de reședință, una bună, una care își respectă drepturile și în același timp și obligațiile pe care le au. Bine, acum gurile rele sau poate nu gurile rele, nu știu, dar contrazice. Pentru că o să vină să spună, uite problema cu romii, uite problema cu hoții de buzunare, uite problema care, mă rog, sunt cazuri care s-au tot vehiculat de-a lungul timpului și care nu ne fac cinste, s-au întâmplat, asta e, nu... Dar din cauza cărora comunități întregi de români, deci din cauza unor cazuri particulare, singulare, exact. Comunități întregi sunt stigmatizate. Erau chiar oameni, mi-aduc aminte și acum reportajele pe care le-am văzut, care nu-și mai puteau duce copiii la școală, pentru că erau considerați toți din aceeași... Exact asta. Uneori... Adică probabil, cum spui tu, că nu deranjează și sunt... opinia publică tinde să preia fantastic sau preia știrile mai mult negative decât pe cele pozitive. Pentru că dacă e să vorbim invers, putem să dăm altfel de exemplu. Putem să spunem că din angajații din cadrul Parlamentului European, cel mai mare număr sunt români. Și români care și-au deschis business-uri exact, în afară. Vorbim despre români care și-au deschis antreprenori de succes. Vorbim despre români care activează în domeniul cercetării, care sunt foarte, foarte buni. Doar că aceste povești și istorii de succes, chiar dacă noi la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni avem și o campanie, am derulat și o campanie. Chiar vreau să te întreb despre asta. Te refer la cea, scuză-mă că te-am și întrerupt. Te refer la... turul pe care tu, cel puțin, eu pe tine te-am văzut, l-ai făcut în ultimul timp în diferite țări unde sunt comunități foarte mari de români, adică sunt foarte mulți oameni acolo care locuiesc deja de mulți ani și ai avut tot felul de întâlniri, ai postat inclusiv pe pagina de Facebook tot felul de filmulețe cu antreprenori, cu exact. Oameni care lucrau în diferite domenii. Mi s-a părut foarte interesant și chiar vreau să întreb care a fost scopul acestor întâlniri și cu ce ai venit acasă de acolo. În fiecare deplasare și în fiecare delegație în care merg și în care mergem demnitarii de la minister,
Ne propunem, pe lângă vizitele oficiale cu oficialitățile pe plan local de acolo pentru rezolvarea anumitor chestiuni, să ne vedem cu comunitatea locală, da? Să avem întâlniri cu românii stabiliți acolo, să avem întâlniri cu cei care depun proiecte, cu beneficiarii proiectelor de la minister, să avem întâlniri cu antreprenorii, cu studenții care învață acolo și să știți că de fiecare dată a fost o experiență unică și te încarci de emoții, dar în același timp și de probleme de rezolvat, da, ca să zic așa. Per total am avut vizite și în Sicilia, unde am fost chiar în serie, în acele serie unde românii noștri lucrează în fermele alea care se întind pe hectare și kilometri lungime. Am fost și în Sevilla, în Spania, unde am avut un contact cu mediul ăsta de universitar, ca să zic așa. În fiecare țară și în fiecare regiune în care te duci, problemele sunt diferite, nevoile sunt diferite. Dacă vorbim, noi cumva la minister avem împărțită, tehnic vorbind, ca să zic așa, că cum spuneam, românii suntem toți, în comunități istorice, da, și în diaspora de mobilitate. Comunități istorice sunt comunitățile de români din jurul granițelor, din jurul graniței, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, etc., etc. Și diaspora de mobilitate sunt acei români plecați la muncă în vest, în Uniunea Europeană sau peste oceane, și nevoile diferă foarte, foarte mult. Deci, dar cum îi găsiți pe oamenii ăștia? Adică în momentul în care pleci, de exemplu, când ai fost în Sicilia, de unde ați știut pe unde să-i găsiți? De unde i-ați adunat? Aveți o bază de date la sigur, minister avem, îi contactați prin ambasadă? Sau care e procedura? Unul la mână, lucrăm foarte strâns și cu Ministerul Afacerilor Externe, prin oficiile consulare, da? Uh-huh. În același timp avem și o bază de date cu asociațiile, cu grupurile de inițiativă din toate țările, îi ținem aproape, plus că gândește că la noi activitatea principală din minister este finanțarea de proiecte în diaspora, da? Și atunci noi avem contactul vorbim direct de diaspora cu... diaspora startup? Nu. Nu, deci activitatea noastră principală la minister constă în 5 piloni de finanțare, da? Educație, cultură, spiritualitate, mass media și societate civilă. Sunt 5 piloni, este un col de proiecte continuu, da? Nu avem un termen limită, în care asociațiile din diaspora, da? Este un ghid foarte clar, uh-huh, foarte bine definit pe site, pot veni la noi, depune proiecte. Și noi le... Finanțarea nerambursabilă. Finanțarea nerambursabilă, cu cofinanțare de minim 10%. Lucrurile sunt foarte, foarte simple din punctul nostru de vedere. Bine, e cumva un program... Iartă-mă din nou, te întreb. Nicio problemă. Similar cu ce desfășoară de ceva timp și Ministerul Tineretului și Sportului, mă refer la concursurile acelea locale de proiecte, că da, și ei finanțează ONG-uri și știu că e tot contribuție. Pe tineret și pe studenți, uh-huh, noi facem pe... Asta știu, dar sunt similare programele, sunt nu? Sunt cumva similare, sunt un pic altfel legile după, uh-huh, care operăm. Tocmai aici voiam să ajung. Legile după care operăm noi, 321-299-86-le, au fost făcute acum 10-11 ani și erau cumva, aveau nevoie de o actualizare. Uh-huh. De aceea noi în primăvară am trecut aceste legi prin un proiect de legi noi, prin guvern, ceea ce n-a fost o muncă ușoară. Gândiți-vă că... Au stat în dezbatere publică, de, probabil, normal, a fost o normal. Nebunie. Plus că, ca să iei avize pe legi, pe una dintre legi, a trebuit să luăm avize de la 14 instituții, da, din guvern. Ca să iei 14 instituții, asta înseamnă trimis la toate 14, după aia începi să primești răspuns. Dacă primești cu observații, trebuie să incluzi observațiile. Nu mai vorbim toate de amendamente, da, că da, fiecare poate și să acum aducă... proiectele de lege, într-adevăr, sunt la Parlament, în sesiunea asta parlamentară, și acolo e cu amendamente și așa, și sperăm să treacă într-o formă cât mai bună, astfel încât, de începând cu anul, noi să putem să debirocratizăm aceste finanțări de proiecte, să fie cât mai simple. Și tocmai de aia spuneam, noi suntem în contact cu asociațiile, avem contactul direct cu... Dar care sunt condițiile? Iartă-mă, măcar așa foarte pe scurt, pentru cei care uită sau n-apucă să descarce ghidul sau... ce trebuie să facă o astfel de asociație? Ce condiții trebuie să îndeplinească să poată obține cofinanțare, finanțare? Da. Nu există limită de buget, poate să ceră oricât.
trebuie să respecte anumite, în funcție de pilon, dacă vorbim anumite cultură, priorități, da, trebuie să fie destinat etnicilor români, trebuie să fie cu identitate românească, cultură, cu limba română, cu proiecte de ce țin de român de pretutindeni și cam asta este ce cel mai important. Și bănuiesc că există cumva o notare a acestor proiecte și în funcție de punctajul. Intră în comisie, asta e important în comisie, să explicăm și procedura ca să fie se depune cum proiectul, mai clar. Intră în comisie, se analizează în comisie și după aia se publică o dată la o perioadă de timp pe site în funcție de punctaj, dacă și este finanțarea aprobat sau nu. Obțin în momentul în care se depune după de contul. După ce se semnează contractul, da. Se face un avans de 30%. După care se derulează deci proiectul. Deci nu la decont, adică vine cu decontul deci și ia bani. 30% avans, da. După aia se face decontul pe toată suma. Adică cheltuie bani. Deci are bani de cheltuială inițial. Da, trebuie să cheltuie oricum, trebuie să investească până 100% și noi facem decontul pe, pe decontul final. Poate să existe și decont parțial în funcție de proiect, de în funcție caz, de la casă. Și că tot suntem la partea asta de antreprenoriat și cum îi stimulați, iată, deși nu mai sunt aici să se descurce pe zona aceasta. Aș vrea să-mi povestești un pic despre Diaspora Startup. Știu că e un proiect prin care viitorii antreprenori sunt practic pregătiți de anumiți specialiști în sensul ăsta, pentru pregătirea, pentru lansarea unei afaceri și totodată primesc și subvenții, cum spuneai că se întâmplă și în cazul asociațiilor. Despre ce vorba mai exact în Diaspora Startup? Diaspora Startup este un proiect inițiat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației, MEDERAP și Administrației FE și fondurilor europene, Ministerul Fondurilor Europene în principal, în care ideea principală este finanțarea de afaceri, de antreprenorilor cu 40.000 de euro pentru a deschide afaceri în România, adică antreprenori din afara, din afara țării care să se întoarcă în țară să se deschidă o afacere pe teritoriul român, pe teritoriul României. Deci sunt pentru cetățenii români. Da. Cum se întâmplă, la ce etapă suntem în momentul de față, este ca să există o sumă de bani, da? Ca această sumă de bani să fie operaționalizată, ca să zic așa, a existat un col de proiecte de către niște ONG-uri sau niște SRL-uri mai mari, în care ei și-au asumat faptul că vor face în formă de grant, dar le se dă o sumă mai mică de bani, în care ei spun că noi vom forma un număr de 200 de antreprenori, dintre care vom face un col de proiecte și vom finanța 30 de afaceri. Noi suntem la etapa în care cei 32, acele 32 de ONG-uri, 32 sau 36, 32 parcă, li s-au aprobat proiectele, dacă au fost mai mulți, au fost mai mulți aplicanți și în momentul de față se contractează cei 32 cu autoritatea de management, cu Ministerul Fondurilor Europene și acum încep să suntem la etapa în care ei se contractează și încep să-și creeze fiecare metodologie în funcție de cum vor urma etapele de formare a antreprenorilor și după aia de finanțare cu 40.000 în funcție de fiecare cât și-a scris în proiect, 40, 30, 50 de afaceri. Asta trebuie să aibă un impact foarte mare asupra României, în sensul în care se vor crea foarte multe locuri de muncă, sigur, în primul rând. Deci nu vorbim mai de investiția propriu-zisă, ci și de acordarea de locuri de muncă, pentru că oricum situația șomajului e îngrijorătoare. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care nu lucrează bine, din diferite motive, nu neapărat pentru că nu ar avea de lucru. Mulți dintre ei nu vor să lucreze, dar asta este altă discuție. Însă iată că se întâmplă niște lucruri care vin în ajutor oamenilor și mie îmi pare foarte rău că de multe ori cred că ei nici măcar nu știu exact ce ar putea să facă sau ce ar trebui să li se întâmple, ca să zic așa. E un lucru, proiectul ăsta Diaspora Startup mi se pare un lucru extraordinar, un lucru minunat. Mai ales că fiecare afacere care va fi deschisă sau finanțată cu cei 40.000 de euro, obligatoriu are și condiția asta de a crea cel puțin două locuri de muncă. Și atunci, gândiți-vă că se creează sute de locuri de muncă printr-un singur program, ceea ce este în toate județele din România, ceea ce este un lucru extraordinar. Și mai mult decât atât, antreprenorii care vin în afară vin cu experiență. Ei au văzut lucrurile cum se mișcă în afară și o experiență, un know-how bun, un know-how care prin proiectul dat prin Diaspora Startup noi îl importăm în țară și un know-how pe care ei îl aplică
Concret, adică la aplică prin deci lucruri numai, concrete. Nu doar exportăm minți luminate, exact, ci și importăm. Nu? Exact. Asta era și ideea principală, crearea de locuri de muncă prin import de creier și de experiență și know-how din afară. E un lucru extraordinar și noi ne-am propus la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni să facem o întâlnire prealabilă cu acești 32 de beneficiari ai proiectelor ca să-i ajutăm cu ce putem să-i ajutăm noi ca Minister pentru Românii de Pretutindeni? Cu grupul țintă, să-i punem în contact direct cu asociațiile sau cu românii noștri din afară, care să vină și să fie... Păi îi ajutați cu partea cea mai importantă, cea mai grea, nu? Exact, cu beneficiari și cu grupul țintă. Ne-am propus treaba asta pentru începutul lunii octombrie și eu cred că... Și când crezi că se va finaliza tot acest proces? Adică în ce moment vor începe oamenii deja să investească banii în România? Ca timp, aproximativ. Eu cred că începutul anului viitor, cam acolo. Pentru că, am spus, sunt niște etape de urmat, de parcurs și una din etape până la a finanța efectiv ideile de afaceri, trebuie să și treci de un curs de antreprenoriat pe care ei ți-l livrează și pe care ei ți-l certifică. Uite, am trecut de cursul ăsta și eu cred că e și asta un lucru foarte bun, pentru că, în urmă, chiar dacă nu tu formezi 200 de antreprenori, finanțezi 40, da? Ei la alți 160, chiar dacă nu au fost finanțați, ei au învățat ceva, știu ceva. Chiar dacă rămân angajați undeva, știu cum merg lucrurile. Îl ajută pe cel care a beneficiat de finanțare. Poate să asociază. Și poate mai încearcă. Poate mai încearcă ei cu alte idei. În general, economia e susținută de către IMM-uri, de către întreprinderile mici și mijlocii. Și atunci trebuie stimulată economia. Exact. Aș vrea să vorbim puțin și de zona aceasta de relații diplomatice, să le spunem. În ce sens? În sensul în care mi-a venit acum în minte și trebuie să ne povestesc și nouă despre ce a fost vorba. A fost o discuție la un moment dat, o întâlnire, o dezbatere, cred că dezbatere e termenul potrivit, la Ministerul Culturii și Identității Naționale, pe tema relațiilor româno-moldovene, moldovenești, și chiar aș fi vrut să te întreb aici un pic mai în detaliu, pentru că tu fiind din Republica Moldova, știi mult mai bine care sunt, adică e interesant faptul că tu poți cunoști de fapt punctele de vedere ale tuturor și poți să le dai dreptate unora sau să-i contraziști pe ceilalți chiar cu argumente. Deci chiar din punctul meu de vedere ți se potrivește foarte bine ceea ce faci în momentul de față, pentru că ești un cetățean străin cumva. Sună ciudat că Moldova sunt tot frații noștri practic în Moldova, dar iată că ai venit din afara granițelor țării, că până la urmă despre asta e vorba, te-ai stabilit aici și ai început să te lupți și ți s-a și oferit ocazia, dar ai și muncit mult pentru asta și o să ajungem și la background-ul tău să ne povestești puțin și despre asociație și despre mediul ăsta al organizațiilor neguvernamentale și cum ai început, ca să înțeleagă oamenii și fundamentul și motivul pentru care tu ai fost potrivit pentru postul ăsta. Și asta spuneam că mi se pare interesant și cumva dificil poate câteodată pentru tine să îi înțelegi așa și pe unii și pe ceilalți, însă a fost o discuție, spuneam, la Ministerul Culturii și Identității Naționale și, dacă nu mă înșel, chiar tu ai participat din partea Ministerului pe problema dublei cetățenii, dacă ți-amintești. Și aș vrea să ne povestești și nou un pic despre ce ați discutat acolo și ce înseamnă mai exact, de ce e o problemă această dublă cetățenie sau dacă e o problemă cu ea. Nu e nicio problemă. Bun, ideea... Domnul Băsescu, cum a făcut? Hai să începem cu background-ul, da, ca să înțeleagă... Da, e foarte bine. Ascultătorii noștri și partea spectatori. Asta. Și spectatorii noștri și partea asta. Eu sunt din Chișinău, sunt român născut la Chișinău, sunt de profesie medic-dentist și m-am stabilit aici când am venit la facultate. De profesie medic-dentist, ce înseamnă, cum un medic-dentist a ajuns secretar de stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni? Pe cine, cu asociația? Spune-ne partea asta. Și atunci, în perioada asta de 6 ani de studenție, o perioadă destul de lungă, și eu am terminat 6 din 6, nu s-a întins mai mult,
Am activat foarte mult în ONG. Am înființat o asociație la nivel de București de Basarabeni, Asociația Studenților și Elevilor Basarabeni. Am avut foarte multe activități, am luptat pentru drepturile tinerilor și elevilor și studenților basarabeni aici, cu Ministerul Educației, cu fostul departament. Chiar că aș vrea să ne și dai câteva exemple de proiecte, că ați avut proiecte la nivel național. Proiecte la nivel național, internațional, cu o grămadă de lucruri, după care au început să apară asociații și mai în țară, dar în alte centre universitare. Sunt vreo 16 acum, exact, nu? Din propria inițiativă sau nu, sau i-am mai ajutat și noi. Și l-am de obligat, nu i-ați obligat. E voluntariat. S-a format o federație la nivel național, unde eu am fost președinte fondator și cumva lucrurile astea au mers încet, încet spre ideea că după ce m-am lăsat de ONG, m-am implicat în politică și iată că, continuând în domeniul dat de România pretutindeni, astăzi sunt secretar de stat la acest minister. De asta spuneam și eu că ți se potrivește. Exact. Da, e foarte mulțumesc bine că am frumos povestit fundamentul. Ce ține de oamenii, cetățenie, ideea este că nu există o problemă la nivel de cetățenie română sau cetățenie de Republica Moldova, pentru că până la urmă majoritatea populației din Republica Moldova au dreptul de a redobândi cetățenia română, pentru că l-au dreptul prin naștere. Bunicii noștri, bunicii noștri au trăit pe teritoriul României mari și atunci cumva e un drept de sânge. Ce se întâmplă? Există la un moment dat, există niște etape pe care trebuie să le parcurgi. Trebuie să aduci niște documente, să le depui la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, să aștepți câteva luni. Înainte așteptai câțiva ani, acum aștepți în jur de 9 luni, îți iese ordinul, te duci, depui jurământul, etc., etc., etc. A apărut o situație în care probabil la Ministerul de Interne sau la secția de pașapoarte sau undeva, se interpretează legea într-un fel altfel decât se interpreta până acum. De ce? În acele certificate de naștere, în acele adeverințe de cetățenii care se dau pentru cetățenii care obțin, redobândesc cetățenia, da? Legea spune că dacă are un copil minor, copilul minor automat obține și el cetățenie român. Logic și normal, da, valabil pentru nu oricine obține cetățenie română, nu doar pentru aia care rădobândesc basarameni. Da. Și atunci, uneori se trecea minorul în acea adevărință, uneori nu se mai trecea, pentru că era logic așa. Minorul, chiar dacă el devenea major ulterior, nu mai depunea pentru cetățenie. Se ducea direct la transcrierea certificatului de naștere. Cumva ceea ce sărea e etapul. Corect, da. Corect. Sărea etapa asta. Se ducea la transcrierea de certificat. Ei se lua certificatul de naștere, ducea, făceai pașaport, buletin, etc. Ce se întâmplă? Acum când ei le expiră pașapoartele la cei copii minori care nu erau trecuți în adeverințele alea de cetățenie, care sunt galbene, da, de culoare galbenă, trebuie să rănească pașaportul. Și le cere adeverința de cetățenie. Pe care ei nu au, că au fost minori la momentul respectiv. Și le se spune că, păi stai, dacă nu ai adeverință de cetățenie, înseamnă că nu ai cetățenie și le se retrage sau nu și se încep procese. Da? Și tocmai de-aia este nevoie de o lege care să clarifice sau un amendament la lege, acolo, să clarifice, alb, băi, negru pe alb, așa, 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 ca să nu mai să nu se lase loc de interpretări. S-a dorit să se facă, la un moment dat, a fost unii deputați din opoziție, ca să nu dau nume, în care săreau că trebuie să fie ordonanță de urgență, că nu știu ce, că nu știu ce. Există și anumită logică de ce trebuie să trecem asta și prin Parlament. Da, de ce guvernul nu poate să dea o ordonanță de guvern, de urgență de guvern pe subiectul dat, pentru că odată ce ai făcut lege și e trecută și prin guvern și parlament, are o putere mult mai mare. Corect. Și dacă tot vrei să rezolvi problemele odată, să le rezolvi odată și pentru totdeauna. Și atunci, dar procesul este mai nevoios. Noi l-am început, din ce știu eu, de la Autoritatea Națională de Cetățenie, au început procesul dat și speră ei în sesiunea asta parlamentară actuală să se rezolve de tot. Doar că durează. Și cu cât mai mult durează, cu atât mai multe cazuri apar. Da. Și mai multe procese, da, și mai multe discuții. Ce știu eu din discuțiile, inclusiv de la conferințe de la care am participat, este că legea care va ieși va rezolva toate problemele. Asta e bine. Toate cazurile. Dar să iasă legea. Dar până atunci sunt aceste cazuri cu aceste probleme.
Ceea ce e bine este că se va rezolva și trebuie să avem un pic de răbdare. Și dacă tot suntem la discuția cu frații, legată de frații noștri moldoveni, cum îmi place mie să le spun, mie îmi place foarte mult la Chișinău, deci aș merge acolo cu fiecare ocazie, cel puțin de câte ori merg în nordul țării, în oricare parte a nordului, dau o fugă la Chișinău. Ce părere ai despre posibilitatea reîntregirii, așa, că se tot discută de ani de zile și câteodată părem mai aproape, câteodată părem mai departe, nu știu dacă acum suntem aproape sau departe, dar cum ar fi să ne unim din nou cu Republica Moldova? Să fim din nou un întreg? Părerea mea este că ar fi frumos, dar cum o facem, nu? Din poziția mea de secretar de stat și din poziția mea de român născut la Chișinău, este că unirea se întâmplă. Unirea este un proces, da? Unificarea aceasta a celor două state românești, ca să zic așa. În sensul că, practic, nu mai este hotar între România și Republica Moldova, pentru că cu buletinul românesc trecem, știi foarte bine, da, te duci la Chișinău. Stai la vamă. Stai la vamă. Cu pașaportul de Republica Moldova, care nu este pașaport de Uniunea Europeană, treci foarte ușor, da, în România. Corect. Nu ai nevoie de viză, nu există de... Da? Cu nivelul de educație, încet, încet îl aducem la același nivel, inclusiv prin acele burse pe care le acordăm. Dacă vom începe în aceeași zi, pe 1 octombrie, școala va fi încă un pas foarte important. Cu nivelul de administrație publică locală, la fel. Sunt niște pași, doar trebuie să fim atenți să observăm. Cu nivelul de sănătate, de sistemul de sănătate, da? Chiar dacă nici România nu este cel mai bun nivel, Moldova este și mai jos. Și atunci, dacă aducem aceste nivele, până la urmă, despre ce e vorba? Despre vorba despre omul de rând care trebuie să aibă o viață mai bună. Și atunci, dacă vom aduce nivelul de trai să fie același în Moldova și România, și dacă între timp Republica Moldova intră și în Uniunea Europeană și are și drepturi de cetățean european, mai bine. Lucrurile sunt ca și rezolvate. Adică, nu știu dacă e neapărat să existe acel act de pe o noapte pe alta în care să se semneze și să se spună clar și respectat. Eu cred că este un proces care are loc deja, la care noi participăm. Gândiți-vă că un student, un tânăr de la Chișinău, a fost student în București, a crescut în studenție aici și astăzi este secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Române de Pretutindeni. Deci este exemplul cel mai bun, da, că procesul se întâmplă și că lucrurile se întâmplă. Cu atât mai mult, faptul că guvernul actual a înființat un minister separat, Ministerul pentru Române de Pretutindeni pentru diaspora, și dă un accent deosebit Republicii Moldova, mai ales că a pus și un secretar de stat în guvern, în ministerul dat, se vede că este o atenție sporită către Republica Moldova. Și astea sunt fapte, nu sunt vorbe. Da, lucrurile sunt niște semnale. Care... Sunt niște semnale foarte clare de care guvernul dat și conducerea actuală dă dovadă și nu putem să le ignorăm. Deci lucrurile astea nu putem să le ignorăm. Spuneai că am reușit să aducem cumva la același nivel sistemul de învățământ și că... Se muncește. Dar ce facem cu problema din Ucraina? Că noi discutam un pic așa la început, dar știu că e un subiect delicat, însă ar fi bine măcar un pic așa să povestim despre el ca ultim subiect, că deja aproape că s-a terminat emisiunea din această seară. Însă n-ai scăpat fără Ucraina. Povestește-mi un pic ce se întâmplă mai exact acolo din punctul vostru de vedere al Ministerului și mai mult decât atât, ce trebuie să facă România pentru a rezolva. Eu o văd ca pe o criză, sincer. Sau dacă nu e deja una, cred că urmează una, că e destul de grav. Ideea este în felul următor, ca să spunem despre ce e vorba. Da. În primul rând, în data de 5 septembrie, Rada, Parlamentul Ucrainean, Rada Supremă, da, a votat legea educației ucraineană, în care articolul 7 spune că treptat școlile cu predare în altă limbă decât limba ucraineană vor fi înlocuite și materiile vor fi predate doar în limba ucraineană. Asta lezează foarte mult drepturile etnicilor noștri români cu cetățenie ucraineană din regiunile precum Cernăuți, Izmail, Odessa, Transcarpatia, da? Care sunt într-un număr destul de mare. Și atunci noi am reacționat. Asta este chestiunea cea mai importantă, da? Și pe lângă comunitatea românească sunt și alte comunități acolo, fie că vorbim de minorități, da? Da. Fie că vorbim de minorități
nu știu, bulgari, polonezi, etc. Noi am spus foarte clar treaba asta, că am aflat după ce s-a întâmplat. Doamna ministru Andreea Pasternak l-a chemat pe ambasadorul Ucrainei la București într-o întrevedere și a expus aceste lucruri, nemulțumirile pe care le avem. Ulterior am avut o comisie interguvernamentală comună la Kiev, unde și acolo ne-am exprimat poziția pe care avem. Și după întâlnirea aia, cumva partea ucraineană a înțeles că stai că nu e chiar așa. Nu e chiar așa, da. Și pentru că noi am fost un aliat foarte bun pentru Ucraina în toate demersurile sale pro-europene, am fost acolo pentru ei. Și ei acum au zis că da, ok, hai să trimitem și la Consiliul Europei să vedem ce zic. Dar și de unde a venit ideea asta năstrușnică? Ca să spun așa, mai informal. Au foarte mulți cetățeni ucraineni care în cadrul școlii poate nu mai învață ucraineana și după aia nu pot fi încadrați în sistemul universitar, după aia în câmpul de muncă, etc., etc., etc. Ceea ce nu este cazul etnicilor români, pentru că etnicii români din, și doamna ministru a avut vizită și celălalt secretar de stat în Cernăuți și eu mă duc vineri la Izmail. Românii noștri vorbesc foarte bine limba ucraineană. Ei vorbesc limba română, vorbesc limba ucraineană, nu e vorba, bine, nu, e, mai nu e problemă de integrarea lor în societate. Ar să le introducă, nu știu, ca să se convingă puterea centrală de acolo, practic, ar putea să le introducă niște teste de limbă sau ceva mai simplu nu, decât să problemă. Scoată din... Ce e îmbucurător este că au existat reacții la nivel de Minister pentru Românii de Pretutindeni, au existat la nivel de Minister de Externe, mai mult decât atât, și este foarte important acest lucru, e nevoie și de diplomație parlamentară, diplomație politică, ca să zic așa, și mă bucură că astăzi plenul Parlamentului Comun al Senatului și al Camerei de plenul Parlamentului, da, ca să zicem așa, a adoptat această declarație privind legea educației din Ucraina în frunte cu cei doi președinți, Liviu Dragnea și domnul Tăriceanu. Un lucru foarte binevenit. Mai mult decât atât, la sfârșit s-a declarat că va exista și o delegație de parlamentari români care va pleca la Kiev în viitor apropiat. Legea încă n-a fost promulgată de către președintele Poroșenko. Deci încă păi și domnul Iohannis ce face? Nu știm, nu putem să... Bănuiesc că acesta ar putea fi un proces mult mai facil dacă dumnealui ar avea o discuție pe cale diplomatică, evident, cu președintele Ucrainei, în care să-i expună posibilitatea de a nu promulga legea până la urmă. Eu nu pot să-mi expun pe ce poate să facă sau nu poate să facă administrația prezidențială. Eu pot să spun ce putem dar să facem. Dar ar putea avea prerogativa să o facă. Adică de putut ar putea o face. Să iei un telefon, să dai un telefon, costă tot timpul să dai un telefon. Dar încă o dată, nu mă expun pe acest subiect. Important este că noi suntem aproape, monitorizăm foarte bine, suntem în contact și cu comunitatea noastră din Ucraina. Și asta spuneam, e bine că acum s-a implicat și Parlamentul în tot subiectul, dar o diplomație parlamentară e nevoie și de acest lucru în cazul dat. Să sperăm însă că nu se va întâmpla prea târziu, că nu vor fi aceste demersuri tardive și că... O altă idee în care este promovată acum, scuză-mă că te întrerup. Dar e ultima idee, că nu mai avem timp. E o altă idee care e promovată de doamna ministru Pasternak și sperăm să ieșim cu ea în ședința de guvern de mâine, este acordarea de burse către etnicii noștri români din Ucraina, care își activează în școlile din Ucraina. Dacă ne reușește să facem acest lucru, e o măsură, foarte, foarte bună. Și cred că ar fi o bucurie în toată această neliniște pe care probabil o resimt e acolo. E așa, dau din casă acum, dar sperăm mâine să... E în exclusivitate, da? Exclusivitate, da. Mulțumesc foarte mult, Slavic, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii la noi în emisiune, să ne povestești un pic despre ce face statul român pentru românii de pretutindem până la urmă, pentru că despre asta este vorba și iată că face foarte multe lucruri. Eu mă bucur că am aflat o grămadă de noutăți în această seară și sunt convinsă că cei care ne-au urmărit vor da de veste rudelor plecate în afara țării despre lucrurile bune care se fac pentru aceștia. Bineînțeles, trebuie să amintim faptul că și doamna ministru spunea la un moment dat că în jur de 50% din românii plecați în afara granițelor țării au declarat că s-ar întoarce în clipa 2 acasă și sperăm ca iată guvernul și autoritățile competente să le creeze condițiile și cumva să creeze standardele pe care românii plecați în afara țării le au acolo și să aibă astfel
motive să se întoarcă. Bineînțeles, alte motive în afară de acelea de a fi alături de familie. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit și în seara aceasta. Sper că sunteți bine și la adăpost și că o să ne descurcăm să trecem peste situația meteorologică nefericită din această seară. Ne revedem săptămâna viitoare, tot de la ora 20, cu o surpriză și mai mare referitoare la tema emisiunii și la invitat. Vă mulțumesc!